Vă salut, dragi prieteni, și bun găsit din nou! Vom vorbi astăzi despre oamenii de știință geniali, considerați nebuni. Oamenii de știință geniali au și o doză firească de nebunie, care îi ajută să studieze lucruri și idei în care lumea nu crede. Mulți oamenii de știință au devenit niște personalități excentrice, în timp ce alții nu au putut înțelege limitările creierelor oamenilor cu mintea îngustă. Unele dintre cele mai ciudate lucruri care s-au spus despre cei mai renumiți oameni de știință din lume au fost selectate de către Live Science. Fiecare dintre geniile despre care vă voi vorbi în minutele următoare a jucat propriul rol în transformările ce au avut loc de-a lungul timpului asupra lumii în care trăim. Haideți să vedem în continuare câțiva dintre oamenii de știință geniali care au fost considerați nebuni. Johann Conrad Dippel, născut și crescut în castelul Frankenstein din Germania. Alchimistul secolului al XVII-lea, Johann Dippel, a devenit celebru ca inventator al substanței Prussian Blue, prima vopsea chimică sintetică. Dar poate și mai cunoscut a fost datorită cercetărilor sale neîntrerupte în căutarea elixirului nemuririi. Zvonuri despre experimentele pe cadavre ale alchimistului au inspirat, se pare, legendarul caracter al lui Mary Shelley, ce poartă numele castelului Frankenstein. Wernher von Braun. La vârsta de 12 ani, Wernher von Braun și-a încărcat camionul de jucărie cu artificii aprinse și a pornit cu el de-a lungul unei străzi aglomerate din Germania. Era un semn al evenimentelor ce aveau să vină. Creierul din spatele programului cu rachete V2 al lui Hitler a ajuns în Statele Unite ale Americii ca prizonier de război și a ajuns să fie campionul spațiului și explorărilor lunare. În timp ce trimitea oamenii pe lună, von Braun se delecta cu scufundări acvatice și filozofi. Robert Oppenheimer. Șeful proiectului Manhattan nu s-a ferit niciodată să își arate simpatia pentru sistemul socialist și nici nu s-a cenzurat în declarațiile politice în care își arăta sentimentele contradictorii vis-a-vis de utilizarea bombei atomice. Tocmai din aceste motive a pierdut puterea academică și politică pe care o deținea. În ciuda acestor controverse, Oppenheimer este adesea amintit de foștii săi studenți drept omul poreclit Opie, care a învățat limbile olandeză și sanscrită pentru că așa a dorit și care, după testul cu bomba atomică, a citat un text din scrierile sfinte hinduse. Freeman Dyson, respectat om de știință în domeniul fizicii nucleare și scriitor prolific, Freeman Dyson uimește cu teoriile dezvăluite în lucrările sale science fiction. În 1960, el a venit cu ideea că oamenii vor fi nevoiți să construiască în viitor o carapace artificială, cunoscută în prezent sub numele de Sfera Dyson, care va înconjura întregul sistem solar, acaparând întreaga energie solară. Dyson crede cu toată puterea în viața extraterestră și este de părere că vom intra în contact cu extratereștrii în următorii câțiva zeci de ani. Richard Feynman, membru al echipei de genii care au dezvoltat bomba atomică în cadrul proiectului Manhattan, planul top secret american de construire a bombei atomice de la Los Alamos, fizicianul Richard Feynman a devenit unul dintre cei mai importanți oameni de știință ai secolului 20. Departe de tipul profesorului inventator,
Feynman și-a dedicat timpul liber deschiderii încuietorilor și seifurilor. El a dezvoltat de asemenea teoria electrodinamicii cuantice, împreună cu alții doi fizicieni care au câștigat premiul Nobel. Jack Parson. Când Jack Parson nu avea lucrări în laboratorul ce se ocupa de cercetarea propulsiei prin turboreacție, practica magia și se autointitula Anticristul. Acest misterios băiat, rău, din programul spațial american, nu avea o educație propriu-zisă și totuși a reușit să realizeze racheta ce a ajutat Statele Unite ale Americii în al doilea război mondial și în spațiu. Parson a murit în mod tragic în 1952, într-o explozie din timpul unui experiment realizat de cercetător în propria casă. James Lovelock. Acest modern biolog și inventator al ipotezei Gaia a făcut predicții înfricoșătoare referitoare la schimbările climatice care vor avea loc pe glob în viitor. Multe dintre acestea s-au dovedit a fi corecte până în prezent. Nu a fost deloc timid în a împrăștia zvonuri groaznice legate de criza ecologică în care se află omenirea și este de părere că dispariția a 80% din populația Terei până în anul 2100 este inevitabilă. Paul Erdős. Paul Erdős a fost un matematician maghiar care a fost atât de devotat muncii sale încât nu s-a căsătorit și a ajuns chiar un fel de om al străzii. În ultimii ani ai vieții a folosit pastile de cafeină și amfetamine pentru a rămâne treaz 19-20 de ore pe zi pentru a-și continua studiile. Acesta a publicat aproximativ 1500 de lucrări importante de matematică. Buckminster Fuller. Arhitectul și omul de știință Buckminster Fuller este faimos pentru crearea unui dom geodezic și a unei mașini numite Dymaxion în anii 30. Însă Fuller era și un om excentric. El purta 3 ceasuri care indicau timpul din mai multe zone ale lumii. El a zburat pe tot globul și a dormit mulți ani doar 2 ore pe noapte, perioadă pe care el a denumit-o somnul Dymaxion. Nikola Tesla. Nikola Tesla a fost unul dintre eroii necunoscuți ai științei. El a sosit în America din Serbia în anul 1884. Și a lucrat cu Thomas Edison, făcând descoperiri importante în domeniul roboticii, al radioului și al electricității. Acesta este tipul de om pe care ți-l poți imagina smulgând cu mâna goală un cablu aflat într-o priză în flăcări. Tesla, căruia i se asociază invenția radioului fără fir și a generatorului AC, care a dat startul epocii electrice, s-a născut în timpul unei groaznice furtuni, cu tunete și fulgere, în anul 1856. De asemenea, el este cunoscut și ca un geniu maniac, care dormea foarte puțin și căruia îi plăcea să facă show-uri în public. Cel mai des își folosea propriul corp pe post de conductor electric în demonstrațiile oferite mulțimii. Leonardo da Vinci. Între picturile sale care au ajuns capodopere ale perioadei renascentine, Leonardo da Vinci își găsea timpul necesar pentru schițarea propriilor invenții. Printre notițele sale, majoritatea scrise în oglindă, s-au descoperit desene ce întruchipau mașinării ciudate și scheme extraordinare, trasate până în cel mai mic detaliu. Multe dintre ideile care au stat la baza acestor schițe nu au fost puse în practică niciodată, dar altele au fost construite la câteva secole mai târziu, cu
cum este cazul elicopterului rudimentar. Pitagora. Grecul Pitagora a fost un faimos filozof, matematician și fondator al mișcării religioase numite pitagorism. El s-a născut pe insula Samos și a călătorit în Egipt și în Italia. Pitagora a influențat filozofia și religia de la sfârșitul secolului al VI-lea, înainte de Hristos. El este venerat ca un mare matematician, mistic și om de știință, dar cel mai cunoscut este pentru teorema care îi poartă numele. Albert Einstein. Dacă era nebun sau nu, asta nu vom ști niciodată. Însă, cu siguranță, avea freza unui om de știință țignit. Unul dintre cei mai celebri și amintiți cercetători, Einstein, a reușit să răstoarne legile fizicii cu ajutorul teoriei relativității și a adus imense contribuții în sfera teoriei gravitației și în fizica cuantică. Printre ciudățeniile acestui om, se numără obiceiul acestuia de a pleca în larg cu barca sa în zilele de furtună. Întrebat de ce își asumă acest risc, Einstein răspundea: de dragul aventurii și provocării. Diderot. Diderot închiria trăsuri, le uita apoi în diverse locuri și atunci când erau descoperite, plătea pentru zile întregi de folosire. Acelora cu care se întreținea, le ținea un monolog interminabil, vorbind de cele mai multe ori ca un somnambul. Friedrich Nietzsche. Nietzsche a fost în repetate rânduri internat în ospicii, ca până la urmă să rămână definitiv, ca incurabil, în stabilimentul profesorului Binswanger din Iena. După Lichtenberger, brusc și fără tranziție, a fost cuprins de noaptea nebuniei. A fost fulgerat pe neașteptate la Turin, în prima zi a lui ianuarie 1889. Se așteaptă încă din partea unor psihiatri ca să descifreze operele sale: Profet al supraomului, Întoarcerea eternă, dar mai ales lucrarea sa capitală, Așa grăita Zarahustra. Apărută în 1883-1886. Pentru descifrarea acestor lucrări s-au făcut încercări din punct de vedere psihanalitic. Hitler a avut un adevărat cult pentru Nietzsche ca filozof. Isaac Newton. În tinerețe a avut crize și chiar lungi perioade de nebunie. Când mergea cu trăsura, se ținea strâns cu ambele mâini. În scrisorile sale, uneori confuze și obscure, se plângea că este persecutat. Toată viața s-a comportat ca un om distrat. La vârsta de 52 de ani, în 1694, a avut o criză de nervi a cărei natură nu s-a putut stabili. Johann Wolfgang von Goethe. Goethe și-a scris multe dintre poeziile sale într-o stare mult asemănătoare somnambulismului. Poseda un caracter labil, ce trecea extrem de ușor de la o stare de bucurie la melancolie. Într-o zi și-a asigurat prietenii că și-ar fi zărit propria-i umbră venind în întâmpinarea sa. Despre bunicul său se spune că ar fi fost într-o oarecare măsură vizionar. A avut presentimente și visuri premonitorii, ca și alte fenomene parapsihologice. Sora sa era o persoană originală, anormală, degenerată. El însuși, de altfel, a afirmat în repetate rânduri că avea din naștere o tendință ipohondră. Prezenta accese nejustificate de mânie, în timpul cărora delira. Era obsedat de ideea sinuciderii. Madame de Staël. Criitoarea franceză Madame de Staël se droga de predilecție cu opiu, pe care îl lua în cantități mari. Obișnuia ca înainte de culcare
să îmbrace o haină de blană. Când era acasă, îi plăcea să se joace rulând între degete mici bucățele de hârtie. Valetul său primise dispoziție să îi pună la îndemână pe șemineu o întreagă provizie. Torquato Tasso, poetul italian, autor al celebrei epopei Ierusalimul Eliberat, Tasso și-a povestit stările de care era cuprins, mai ales halucinațiile de obicei auditive, strigăte de bărbați și femei, râsete de animale, cântece, fluierături, bătăi de clopote, tic-tacuri de ceasuri, etc. Spunea că vede un cavaler ce se aruncă asupra sa și îl trântește la pământ, sau că este copleșit de animale apocaliptice. Din cauza acestor stări, într-o zi a luat un cuțit și a încercat să îl lovească pe un servitor ce intrase în camera sa cu diverse treburi. Credea că boala îi se datorează unei vrăji și vorbea de dublul său ce îi aducea scrisorile sau de un magician care îi lua pâinea. Arthur Schopenhauer. Filozoful german a prezentat o ereditate nevropatică foarte încărcată. În tinerețe simțea că este posedat de un demon și timp de săptămâni nu vorbea cu nimeni, mergea pe stradă vorbind singur, cu voce tare și gesticulând. Își semna numele cu litera P și a ars barba în loc să se radă, își ascundea banii în călimară, iar hârtiile de valoare în plapumă. Notițele le redacta în limbile greacă, latină sau sanscrită și le ascundea prin cărțile din bibliotecă pentru ca să nu îi le fure cineva. Se considera victima unei vaste conspirații puse la cale de către profesorii de filozofie. În testamentul său și-a lăsat întreaga avere soldaților și câinelui favorit. Cu acest exemplu închei lista oamenilor geniali care au fost de fapt nebuni. Cu siguranță că mai sunt și alții. Dacă îi cunoașteți, aștept sugestiile voastre. Până atunci vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!